Salut! Am primit o invitație specială să văd cum stă treaba cu ouăle de găină. De asta sunt la Toneli, pentru că se laudă că au ouă proaspete mari de la găini crescute la sol. Vreau să merg să văd. Haideți cu mine! Știu că pare incredibil, dar cam ăsta este cotețul de tip nou, cotețul modern. Evident, nu e coteț. Este o hală în care cresc găinile. O hală de ultimă generație. Fiind aproape 20.000 de găini, chiar o să fie temperatură în exces, de aceea avem ventilatoare. În funcție de vreme se introduc caracteristicile ventilației, calculatorul învață, își introduce numărul de pui, greutatea lor. Sunt caracteristicile de ventilație, sunt în metri cub pe kilogram de pasăre. Halele, atât pentru găini cât și pentru alte aplicații pe care folosește frizomat, sunt gândite să nu avem transfere termice. Nu se întâmplă acest lucru în halele noastre. Asta este zona de grătare, unde găsesc mâncarea, apa, stinghiile de odihnă și cuibarul. Și asta este zona de joacă. Iar pe aici, direct în curte. Bine, încă nu e chiar gata, mai e puțin de lucru. În felul ăsta, fiecare găină are la dispoziție aproximativ între 2,5 și 4 metri pătrați. Intră înapoi, seara, din zona de joacă, toate se urcă și vor fi, dacă veți veni la noi și le vedeți, toate vor sta pe stinghile astea una lângă alta. Asta este zona în care, practic, cresc găinile. Producem ouă pentru sănătatea omului, pentru sănătatea copiilor, producem ouă cu seleniu, ouă cu omega-3. 20.000 de găini, Iza Brown, dar oare câte ouă fac 20.000 de găini? Dacă socotim 20.000 ori 90%, 18.000 de ouă. Ouă care sunt colectate din cuibar direct pe bandă rulantă, iar de aici transportate la centrul de colectare, sortare și ambalare și apoi mai departe la magazin. Oamenii ăștia pe care îi vedeți în spatele meu sortează în fiecare zi în jurul la 1 milion de ouă, 250 de milioane de ouă într-un an de zile. E science fiction, dar de fapt e felul în care sunt preluate și aranjate în cofraje ouăle. Aproximativ 150.000 de ouă sunt ouă cu seleniu, ori cu vitamine pentru imunitate, sau cu omega-3 pentru sistemul nervos și cel cardiovascular. Ouă, dar de care să fie? Din o gradă? Ouă mici? Analiză la ouă se face săptămânal. Toate sunt sigure, și codul 0, și 1, și 2, și 3. Cum aflăm care sunt ouăle care au seleniu, vitamine sau omega-3? Numai după etichetă, nu după culoare, pentru că... Ne-a explicat pe scurt oamenii de aici, pentru că unele vin de la găini roșii, altele însă de la găini albe. Stresați găinile? Ați fost la ferme și ați văzut să sunt stresat, dar cântam mai le trebuie muzică să le dăm și banii la găini. În rest au tot ce le trebuie. Practic orice o ați alege, important este să fie proaspăt, pentru că valorile nutritive sunt aceleași și iese o prăjitură de calitate, o robeza senzațională. Iar cu prospețimea se laudă Toneli. Poftă bună!